Salut! Salut, salut! Cum se prezintă lucrurile? Cred că de-aia nici nu ați, să zic, afișat o supărare după ultimele rezultate, pentru că echipa e în grafic în cupele europene, în Europa League. Păi dar nu, ai să spun de ce. Că am în vedere și ce au cu celelalte echipe. Adică noi suntem acum, dacă batem Botoșaniu, normal să-i bat, dacă nu-i bat, lase de fotbal, și atunci suntem la 6 puncte de primul loc. Lăsăm, ajung la egalitate cu ăsta, cu Rapidul, nu? Da. Și la de CFR la 2 puncte. Păi și atunci ce? Adică la ce să fii supărat? Păi da, da, asta e ceea ce vă doriți. Realitatea arată că FCSB-ul e foarte jos în clasament și are o singură victorie în 7 meci. Da, așa este, ai dreptate tu, dar trebuie să iei și istoricul jocurilor. Pentru că noi am avut 11, noi am avut gol valabil, ne-a scos-o din poartă, toată lumea știe. Și s-a scos mingea din poartă. Corect. Nu? Da, păi acum e, a fost deci, sau urmează faza respectivă. Care-i treaba? El acum, Feșnic, el de ce să mă arbitreze el pe FCSB? El mai bine la VAR, că de acolo dictează mai bine, știi? Păi la primul gol, la golul lor, e fault în primă fază, la Tari. Feșnic, de ce să întoarcă faza? Că el e ce ferit. În caz de taică, sau acolo, el acolo, înțelegi? Pe urmă, vine și mai și cheamă la VAR, pe arbitru, deși arbitru de 6 gol. Tu îți dai seama și omul ăsta, mă gândesc, oare n-are pic și pic de conștiință în mintea lui? Înainte mai mergea. Eu cred că e singurul arbitru, de ce spun, și mi-asum ce spun. Ia spuneți. Din tot ce înseamnă arbitraj, nu mai există nicio corupție în arbitraj. Nimeni, nici ăla, nici Covaci, că cu tare, care, simpatică, nu știu ce, nimeni. Singurul om care mai poți compara cu arbitrii de altă dată, deci șmecherie este Feșnic. Ăsta e singurul care trebuie să, părerea mea că trebuie să scăpăm de el. Este singurul care are șmecherie și care încă are o perversitate de asta nedescrisă, ascunsă, dar care noi și-o dă pe față, pentru că văd din moment ce gol, adică nu întorci faza la faul. Când dau ei gol și după aia gol valabil noi, îl chem pe ăla la VAR după ce dictează centrul terenului, asta este sub orice perversitate de inimaginabilă. Păi nu prea să susține, domnul Becali, mă rog, supărarea noastră e întemeiată, dar nu poți să fii singurul corupt într-un sistem care nu mai e corupt. N-ai cum. Deci dacă e, mai nu sunt mai, și alții sau pur și simplu e doar imaginația noastră? Deci nu există sistem corupt. Acum sistemul e curățat. Numai că există o prietenie care aia niciodată nu o poate să o desfacă nici toate sistemele de pe glob. Există tata lui lucrat CFR, el lucrat CFR. Și care prietenie CFR și care îți dai seama oricând împotriva noastră. Deci poți să faci când nu niciun sistem. Și chiar dacă nu... Bă, deci n-ai cum niciodată să-l dezlegi de ei. E legat cu lansuri și în sudură cu oțel. Da. Vreau să vă întreb dacă vă temeți de anumite sancțiuni, dar ce să vă facă decât să vă amendeze? Ce sancțiuni? Care? Cine să mai sancționeze? Ăsta Trăilă? Cine? Cine? Zidane? Trăilă? Cine să mă sancționeze? Cine asta Trăilă? Păi trebuie și Trăilă. A, Doru Trăilă, nu? Sau cum îl cheamă? Ce? Trăilă parcă îl cheamă, sau cum îl cheamă? Da. Trăilă, mă, la Coldea, păi ăștia tu nu vezi mafie ei. Păi dar nu vrea ce lui cu zarea, adică se suspende, nu l-au suspendat. O să le rezolv eu asta, o să intru eu în politică, o să rezolv toate astea. Uh-huh. A, vă întoarceți în politică? Să nu mai se crede. Bine, gata, n-ar vrea să intrăm. Păi asta, dar era o știre totuși dacă vă întoarceți în politică. Doar atât v-am întrebat, nu unde și când. Nu, tată, știe toată lumea că o să candidez, o vreau să fac niște lucruri, niște legi, să reglementăm niște legi în toate domeniile. Uh-huh. Și unde sunt lucruri neclare, eu o să mă implic și o să le rezolv. Ah, ok. Mai ales legea sportului. Legea sportului, aia e cel mai important. Da. Că nu există pe globul pământesc că ai stadion, dar fac concert. Bă, faci concert. Dacă nu se joacă fotbal, bă, nebunule, cum? Nicăieri numai la noi există.
Nu e adevărat, să știți, nu e adevărat. Să știți că peste tot, Amsterdam e un exemplu, un prim exemplu. Și ceilalți oameni care nu merg la fotbal au dreptul să se bucure de arena națională. Da, aici are dreptate. Nu știu, domnule, care așa se întâmplă, nu știu eu. Cine mă interesează că n-ai dreptate? Nu se amână meciuri. Că nu e fotbal. Dacă e fotbal, oamenii fac fotbal, după aia concert. Nu se amână meciuri dacă e concert. În Anglia, în Olanda... În Germania. Bine, și acum concertează la Amsterdam. În perioadă, că nu sunt meciuri. Nu e, destinația nu e stadionului e sportul exact. Respectiv și după aceea da. Orice altceva. Bine, oful dumneavoastră e legat că în Ghencea e stadionul care e, iar... Dar nu e oful meu, stai mă puțin, de ce oful meu? Și oful tău și oful la toată lumea care vor să meargă pe stadion. Păi în primul rând al dumneavoastră că rețeta financiară din bilete pe Arcul de Triunf e... Nu e tard, stai mă puțin, că nu aici e vorba, hai să gândim logică dacă avem inteligență, dacă nu, păi oful bucureștenilor care din banii lor s-a făcut și ei vor să vadă pe FCSB, nu să vadă concert. Da, vedem concert, dar întâi pentru fotbal l-am făcut. A fost plin la Ed Sheeran, domnul Becali, 70.000 la concert, deci vor bucureștenii să vadă și concert, eu nu am fost la concert. Vadă mă, i-am zis să nu vadă, băi, dar tu ești put să vadă. Dar fotbalul e pentru fotbal ăla. Bine, hai că nu vreau acum să mă cer. Zici ce vrei. Păi nu, asta nu, era ideea, că vă înțeleg supărarea. Are dreptate, domnul Giliu. Pe Arcul de Triunf vin... Da. Nu am nicio supărare, am încredere în echipă și cu asta basta. Și întâmplările care au fost și cu Galaciu au fost întâmplări, am dat fără, am avut ocazii și toate au fost numai de vieți. Deci nu am nicio supărare și nu am supărare nici de calificare. Pentru că supărat întreb adevăr, greșeala mea. Da, domnul Becali, greșeala dacă interveniți, vreți să interveniți la legea sportului, interveniți și la articolul cu dreptul de promovare? Nu știu eu dreptul de promovare, cine vrea și cine îmi spune, bă, uite, ești deputat, da, faci legea sportului, da, uite că nu e în regulă aici, bine, tata, hai să o modificăm. Uite, domne, legea economie națională. Băi, uite, domne, că nu e în regulă aici. Gata, Gigi Becali modifică tot. Tot ce nu e în regulă în România, în legi, eu voi modifica tot. Tot ce nu este în regulă, vii tu, Grigoroi, bă, uite, nu e în regulă treaba asta. Uite, de exemplu, am aici 2 hectare la Tecilghiol. A venit de la mediu mare, protejată, n-ai voie să pui cort. Băi, ești nebun, cum să nu pun pe terenul meu cort? N-ai voie, domne, să pui cort. Cum să nu pun mă cort? Păi legea. Ce lege, mă? Nu există nicio lege. Aia de protejat înseamnă să protejăm păsările, fauna, pământul, apa, năbolul. Cum adică n-am voie pe terenul meu să pun cort? Tu voi sunteți nebun? Puteți face tot cerere. Nu fac mă nicio cerere, pleacă de aici, am zis. Cum adică să pun cort pe terenul meu, cort? Cort. Ați avut un incident de genul acesta? Păi au venit cu domnul că au făcut reclamație de la aia. Lasă că o să vedem noi și cu puntațiile astea. O să vezi tu ce legi fac eu și cu puntațiile astea useriste, handicapate și de astea sataniste care în pretextul că vezi, doamne, că nu știu ce protecția mediului, ta la la, o să vedeți voi legi. Ca să nu mai facă ei ce vor ei și să nu putem, sunt unele lucruri care nu putem să luăm miliarde de euro din cauza lor. Că, domne, vezi, doamne, că în caz nu știu ce, că nu știu ce cocorul și cu nu știu ce pasăre, du-te, mă, cu pasăre ta. Domne, că ursul, ce urs? Du-te, mă, că îi omor pe toți urși. Bă, dacă omoară un om, tot urși îi omor. Un singur om, dacă a mâncat acolo, în zona aia, îi omor pe toți urși. Și nu mai există urs deloc. Da, haideți, domnule Becali, că îi puneți iar în cap pe toți ONG-iștii și pe toți. Mai mari drepturi animalele, mai mari drepturi sunt pentru animale decât pentru oameni. Haideți, ai gata că am intrat pe păi asta zic, că încep iar organizațiile, ONG-urile, să vă ia în primire, da, să vă... Da, las, eu la ONG-uri, îi dau cu legea în cap la ONG-urile aia, sunt toți numai sataniști. Sunt numai LGBT-uri. Da. Da. Haideți să vorbim despre... dar să lămurim asta cu supărarea. Dar lăsați-mă să termin. Nu era legată de echipă, de forma echipei, că am spus în deschiderea dialogului cu dumneavoastră că ați fost rezervat, moderat, ci de faptul că pe Arcul de Triunf rețeta financiară din bilete e inferioară a ceea ce obțineți la Arena Națională, de exemplu. Vă interesează aspectul ăsta. Da, asta am spus de supărare. Păi normal, auzi, ia uite, mă. Păi, asta era ideea. Păi da, păi normal. Deci să nu iau câteva sute de mii în plus. Spuneți-mi dacă din punctul ăsta de vedere, 2 secunde și te las, ați terminat până la urmă că din bilete,
spuneați că îi dați banii domnului Dioseghi pe Ștefănescu. Așa. I-ați dat? Păi eu am dat 300, am mai dat 200, 500. A. Acum, săptămâna care vine, îi mai dau încă 400 și formă încă 300 și am terminat închis. Da, acum nu știu cum v-ați înțeles. Dacă v-ați înțeles așa eșalonat. Și că n-am înțeles. Am înțeles că să dăm banii și gata. Și dacă ne-am înțeles, ce să facem? Dacă ne-am înțeles. Toată lumea plătește într-un an, în 2 ani, eșalonat. Eu niciodată nu zic eșalonat. Cât vreme, 1.700.000. Bine, îți dau banii toți. De ce? Dar dacă n-am la club, când o să iau bani de la club, ia-ți-vă banii. Ce a trecut 6 luni, ce a trecut 5 luni, ce a trecut 4 luni, ce n-a luat bani de o seci. Și așa, dacă nu-l luam, poate mă calificam în Liga Campionilor. Păi dacă nu-l luam pe el, mă calificam în Liga Campionilor. Păi Ștefănescu? Da, dacă nu-l luam pe el, mă eram calificat. Lăsați că o să-și revine el și atunci da, o să... Da, și să am lucrat o minus. Hai bine, ai zice mai vrei. Hai că stați că domnul Beldi are ceva să vă întrebe. Ia spuneți, domnul Beldi. Cine credeți că va juca fundaș central alături de Nghezana în meciul cu austriecii? Cum adică cine cred? Eu... Întreabă-mă cine joacă, nu că cine cred. Cine cred, auzi? Cine cu ești patron, ești proprietar sau sunt clugă, mă? Cum adică? Chiar se voadă milioane de cine euro, bă, mintea voastră e așa că... Facem... Deci cine joacă? A vrut omul să fie elegant. Cine nu joacă? Nu știm încă deocamdată. Nu știm deocamdată. Nu știu, mă consult și eu cu ei. Aici e o chestiune delicată. Nu pot să fac. Mă consult cu ei, nu fac de capul meu. Da. Dar așa, spre cine ați inclina? Bă, nu știu, nu știu, nu știu. Deocamdată nu știu. Nu pot să spun că înclin ceva dacă nu știu. Nu știu. Da, aveți vreo presimțire legat de ce vă vor propune ei, dumneavoastră? Domne, am preferat să jucăm cu Chiriche sau am preferat să jucăm cu... Sunt și ei îngrijorați. Ca atare n-am luat o hotărâre. Că sunt și ei îngrijorați și acum a zis că vor face niște antrenamente și după aia să hotărați că ei cine crede. Pentru că aici eu pot să hotărăsc. Știu eu, ei fac antrenamentele acolo. Și ei îmi vor spune, bă, uite, ăsta să joace pentru că asta 1, 2, 3, 4, 5. Da, bă, da. E altceva. Da, nu. Deci e și lor de teamă, adică e Chiricheș. Dumneavoastră, aveți o explicație pentru ezitările sale? Eu zic că e vârsta și accidentările și nu mai are tonul. Nu mai are, el Chiricheș nu mai are viteza aia de reac, nu mai e inițială. El are amplasament, inteligență, se amplasează bine, dar nu mai asta trebuie putere și viteză. Putere și viteză. Zisur că spunea, de la el am luat. Băi, Gigi, fotbalist, dacă vrei să fii, forță și viteză, la te vedem. Dacă n-ai forță și viteză, fotbalist la revedere, nu ești. Și mi-a rămas în cap, forță și viteză. Ce ați făcut cu returul cu austriecii? Unde se vede? Că întreabă lumea. Păi se vede la România TV. E bătută în cuie? Am vorbit cu Costa, cu Sebi Ghiță și a zis, bine mă, opresc, ești prietenul meu, vrei tu să-mi iei, opresc și gata. Am oprit toate negocierile și am dat lui. Da. Și vis-a-vis de calificare, presupun că sunteți super optimist, deși vorbim de un egal în prima manșă. Bă, tată, vom vedea ce vrea, nu știu, că... Până nu, am pus eu cu podele, dar până nu apuc să slujesc, nu vezi că tot am crezut, bă, mă ajută Dumnezeu, am pus cu podele, dar tu nu vezi, bă, tu ai pus cu podele prea târziu. Eu când ți-am dat cu Galatasaray, ți-am dat ție acum cât? 10 ani? Cu Galata? 2006? Nu, no, mai mult, 18. 18 ani? Da. Eu atunci am făgătuit. Cu Hagi. Dumnezeu a zis, bă... Păi tu, adică tu mi-ai promis mie biserica acolo pe colț și o faci după 18 ani? Hai, las că îți dau și eu ție când o să o termin și să faci Sfânta Liturghie acolo o să intri Liga Campionilor. Până atunci mă joc cu tine și eu, cum te-ai jucat și tu. Și așa zice și mie, domnul, acum. Cum te-ai jucat tu, acum o să mă distrez cu tine ca să înveți mintea deodată când făgăduiești, imediat să încep să faci după 18 ani. Nu, Lăcătuș era antrenor atunci, nu Hagi.
Da. Cu golul lui Bănel. Da, dar spuneți-mi, dacă vă calificați în Europa League în grupe, sunteți în grafica buget? Că mereu spuneți că nu vă întindeți mai mult decât e plapuma. În graficul ce? Dacă vă calificați în grupele Europa League, sunteți în grafica buget, că spuneți mereu că nu vă întindeți mai mult decât e plapuma. Păi da, nu, păi da, dacă mă calific în Europa League, păi mai iau de acolo, dar normal. Păi dacă... Păi ia și cu banii pe Coma și cu banii pe Olariu, iau vreo 30 de milioane. Mă, câștigați și două, televiziunile de înapoi, puticii, cu sponsori, iau vreo 30 de milioane. Păi 30 de milioane noi nu cheltuim, cheltuim 10-12. Mm-hmm. 3 victorii? Da. Deci Olariu e clar că pleacă și el, nu? Păi dar nu știu, eu nu știu. Păi spuneați mai devreme, păi, banii... Păi Olariu e 25, care e treaba? Banii pe care au pe Olariu, înseamnă că discuțiile sunt de actualitate, mă gândesc. Nu știu toate nimic, nu pleacă Olariu, iau 25. Mm-hmm. Am văzut o declarație a domnului Boc, primarul de la Cluj, spune așa: Steaua ar trebui să ne dea o bere, că i-am bătut pe Gloria Buzău și în felul acesta i-am scutit pe ei de ultimul loc. Bine, mă, Boc, să aibă grijă să nu cadă iar de pe vreo scară. Dar nu-i frumos, domnul Becali, acum nu e de râs, că omul și-a riscat viața acolo. Păi, dar și eu de ce? Păi și el de ce faci Caterin? Că și eu fac Caterin. Păi da, dar asta nu e o Caterin, mă rog, părerea mea. Da. Păi și eu îl ținesc pe Boc. Dar să aibă bine, nu cadă de undeva de pe acolo. Da. În regulă, mulțumim mult! Bă, cum a căzut atunci, bă, băiete, bă? Păi da, dar să știți că n-a fost vina dânsului, că l-au invitat într-un platou din ăla... N-a fost, a căzut. Bă, oricine, probabil că ar fi, mă rog, nu mulți. Nu știu, bă, nu mă interesează, a căzut el. Nu e de râs, serios. Putea să se lovească, putea să, adică toate... Putea, dar dacă nu s-a lovit, râdem, dacă se lovea, plângeam. Da. Mulțumesc, numai bine!